cafea, de obicei sunt la competiție cu masa de vânătă, mulțumesc frumos, Marta, pentru upgrade. Nu sunt specialist în digital, nici în social media, sunt specialist în marketing și în brand. Plus în inovație, cu asta m-am ocupat. Dacă vă așteptați ca lumea digitală să fie diferită de lumea biologică, vă înșelați. Totul a pornit acum 5 miliarde de ani, biologie. Apoi, prima celulă, 80% din timp. Atâta a fost necesar, de la formarea planetei până la prima celulă. Apoi, lucrurile au accelerat. Celulele sau organismele unicelulare. Păi, micam. Apoi, așa ceva. La fel se întâmplă și multe alte piețe. Spre exemplu, telefonie a luat aproape 50 de ani, să ajungă la 6 clasă de comunicare, în Statele Unite, auto 30 de ani, computer și internet, 15 ani. Aceeași tendință de accelerare. Apoi, dacă ne uităm în social media, Facebook, Instagram, WeChat, aproximativ 1 miliard de utilizatori în 7 ani, TikTok, 3 ani. Fix același pat. Dacă ne uităm atent în jurul nostru, poate lucrurile se repetă destul de des. Aici nu avem membrii din Parlamentul României, avem un dinozaur. Ei au condus planeta pe 190 de milioane de ani. Și ar fi condus-o și azi dacă nu s-ar fi întâmplat un eveniment. Și în fiecare piață există câte o distrugere creativă. Culmea, dinozaurul de acum peste un eveniment de distrugere creativă, acum 250 de milioane de ani, însă n-au reușit ca pe de-al doilea, cel de acum 66 de milioane de ani. Altfel, probabil că social media ar fi fost despre T-Rex și ce mai avem în meniul astăzi. Mulțumit acestei disrupții creative, a apărut încă una, pe un loc lăsat liber, și anume acest coleg. Colegul e diferit față de ce ați văzut mai devreme, prin faptul că are un creier mare. E adevărat, nu toți oamenii au un creier mare, dar acest coleg are un creier mare. Și asta este și diferențiator, dar și problema lui. Și anume, acest creier mare consumă foarte multă energie în timp ce nu face nimic. Ca atare, pe vremea când nu exista McDonald's și nici foarte multe lucruri bogate în carbohidrați, am învățat să facem un lucru foarte bine. Și anume să dăm și atam acestui creier mare. Cum? Prin învățare, prin bias-uri, prin categorie. Și mai avem o problemă. Ne plictisim. Și ca să reușim să trecem de plictiseală, avem nevoie de un stimul suplimentar de fiecare dată. Este acea lege. Și anume, dacă folosesc același stimul în fiecare zi, determină un răspuns pe ora din ce în ce mai scăzut. Cu alte cuvinte, într-o relație, dacă cei doi parteneri, multe cei doi parteneri nu schimbă absolut nimic, de-a lungul timpului celălalt partener se plictisește. Sau, mie îmi place foarte mult înghețata, dacă mănânc în fiecare zi aceeași înghețată, probabil că după o lună nu o să mai suport. Și asta ar fi primul soundbite. Și anume, chiar dacă ești un lider extrem de autoritar, această disfuncțiune creativă te poate atinge i-a atins pe dinozauri, l-a atins pe Nokia și acum hai să vedem ce se va întâmpla cu social media. Iarăși, dacă mă uit la biologie, înțeleg foarte multe lucruri din ce se întâmplă în alte piețe. Apropo, o companie este un sistem biologic. O piață este un sistem biologic. Are celule, care celulele astea sunt pe cont copii și interacționează unele cu altele. Iar acum 100 și ceva de ani, David și Gauss este biolog rus, au făcut un următor experiment. Au luat niște celule, le-au lăsat în menii de cultură diferite și s-au uitat după un anumit număr de zile câte celule erau acolo. Ei bine, dacă sunt pe cont propriu și sunt singure, ele prosperă. Asta e situația de monopol din piață. Nu este nicio competiție pentru acea resursă. În schimb, dacă le pun în același timp, în același mediu de hrănire, doar una sunt aviațiști. Și ăsta este principiul scuderii competitive, pe care pot să-l iau foarte frumos din biologie, să-l aplic pe orice piață. Am o piață monopolistă, celula va prospera, fără să fie foarte eficientă, în același timp, dacă crezi competiția, doar una va reuși. Spre exemplu, piața de telefonie.
Era foarte frumos Nokia, un lider confortabil cu 50% din, din piață. Apoi Nokia nu a fost dată la o parte de Apple, așa cum spune lumea, ci de Android. Iar dacă Nokia ar fi făcut saltul în timp către Android, atunci Nokia cred că era și azi lider, nu Samsung sau Huawei. Facebook, Facebook versus MySpace, aceeași poveste. Liderul a fost MySpace pentru o bună perioadă de timp, în același timp Facebook s-a hrănit mai bine din această resursă numit mici vizitatori. Apropo, că venim vorba de disrupție, disrupția vine destul de rar din interiorul categoriei, de obicei vine din exteriorul categoriei. Spre exemplu, Nokia nu a fost dat la o parte de un alt producător de telefoane mobile, ci de un producător de tehnologie din Silicon Valley. În acest moment, disrupția din retail nu vine de la multe retail, vine de la Amazon, care Amazon e condusă de un fost lider de la bursă, cum a lucrat în viața lui retail. Disrupția din piața auto nu vine de la un producător auto, vine de la Tesla, care e făcută de Musk, care e PayPal, tehnologie. Dinozaurii nu au fost învinși de alt dinozaur mai puternic, ci de un asteroid, cineva din afara categoriei lor. Care e asteroidul? Pentru MySpace a fost Facebook, născut în universități, și totul este pe o curbă. Adică dacă înțelegem curbele, înțelegem ce se întâmplă. La început este inovația de produs. Foarte multe idei diferite, într-o supă antreprenorială. La final piața spune, ok, am înțeles, și apare designul dominant. Designul dominant rar este cel mai bun design, ci este designul, hai să spunem, cu cel mai bun numitor comun. Google, de exemplu, motorul de căutare al Google a fost cel mai bun numitor comun în piața de search. Mașina cu 4 roți și motorul în față a fost designul cel mai bun și cu combustie internă în piața auto, cu vreme 200 ceva de ani. În piața de social media, user generated content, engagement și bias pe fotovideo. Asta e designul dominant. Din multe produse care au fost aici, în zona de product innovation. Apoi acest design dominant, apoi pasul 3 este standardizarea și inovația. La final se ajunge maturitatea, că nu suntem o maturitate în social media, și vine un nou ciclu de discuție. Și dacă ar fi să mă uit la TikTok, ce știe să facă TikTok foarte, foarte bine? Practic, l-a atacă foarte puternic pe Snapchat. De ce Snapchat? Pentru că Snapchat este animalul cel mai slab din acest, nu știu, social media animal. Este slab pentru că nu are o companie puternică în spate și este slab pentru că nu are un diferențiator extraordinar de clar. Bun, ce face? Enable video creativ. De cine face asta? Snapchat și YouTube. YouTube este foarte puternic, nu l-atac direct pe YouTube, pentru că Google are foarte mulți bani. L-atac pe Snapchat. By the way, TikTok e egal China. În China, puteți fi sigur, sunt foarte mulți bani. TikTok va fi de vânzare. Short format, 15 secunde. Cine face asta? Snapchat. Muzică parte din experiență. Snapchat. Știu, face și YouTube, dar asta face celebru pe YouTube. Engage audience. Engage audience este point of parity în piața de social media. Toată lumea face asta, mai puțin YouTube. Și YouTube face asta. Predictiv. Cine face mai bine algoritm predictiv? YouTube. Și asta e foarte interesant, cum YouTube a înțeles care este interesul și de fiecare dată să-ți dea un stimul repetat mai puternic ca să-mi deplinisească. În felul ăsta, dacă intri pe anumite nișe, de cine repet, ajungi la o chestie absolut surprinzătoare acolo. Nu ai nevoie de cont. De ce? Ca să intri cât mai ușor în aplicație. Obiectivul nu este să aibă cât mai mulți oameni în aplicație, cât mai rapid. Cine face asta? Twitter. Twitter nu este un competitor pentru TikTok, pentru simplu fapt că Twitter este text biased. Și la final, over-index pe ea modelul. Cine este aici? Snapchat. Deci competitorul principal al, din punctul de vedere al TikTok este Snapchat. Snapchat este animalul cel mai slab. Snapchat va fi înlocuit de acest TikTok. Și de ce funcționează TikTok? Pentru că noi dăm shutdown foarte rapid de creierul nostru, avem nevoie de bias-uri și de stimul repetat. Și asta face TikTok. Este un stimul, este un dat de simplu, 15 secunde. După aceea îți propune prin algoritm un al doilea stimul care este mai puternic decât primul și ce este de fapt un disruption media sau un predictive AI care îți creează foarte multă distracție. Asta este TikTok. Foarte multe minute lunare pentru TikTok, 1250, asta înseamnă 40 de minute pe zi, pe totuși o penetrare destul de scăzută. Astea sunt date de Statele Unite. Mai bine decât zece. Și, până la urmă, fiecare inovație are o singură șansă. O să o urmare pe cineva
probabil că TikTok o să-l omoare pe Snapchat, o va fi ucis în proces. Asta a fost, mulțumesc frumos, sper că am intrat în timp. Bună dimineața, cafeaua verde, a fost mulțumim frumos, Mihai Boga. Mulțumim, mulțumim încă o dată. Întrebări. Avem timp și da, corect, că ai mai avut să facem reclamații. Întrebări, vin la tine rapid și cine mai dorește să adreseze întrebări tot așa să vin ce mă și din numai salut, Mihai. Mai e o chestie care cred că o face mai bine decât alții. Pentru că acel predictiv pe content e important decât mai bagă și content care este în afara bulei pe care o urmărești tu. Adică îți distruge cumva bula prin inovativ, prin chestii care nu sunt deloc din bula ta. De-aia tot timpul oamenii, odată când intră, o să observe content care nu este adresat. Foarte mișto. Și dacă ne place la postoare, nevoie de stimuli mai puternici sau stimuli diferiți. Care? Exact ca în relație. Stimuli mai puternici în aceeași relație sau stimuli diferiți în alte relații. Nu mai pot să întreba, dar de fapt, eu vreau la asta, dar vreau informația asta, că s-a părut interesantă și complet atât. Și apropo, generația Z este monogamă, este poligamă, ca să înțelegem. Mai ales în mine locuiește. Și mi se pare că oricum generația Z are nevoie de mai multe lucruri din afară bolei sale, să se mai în acel banc, cum zici tu. Mai ales social media, când vine vorba despre trenduri care pot fi periculoase, trebuie să ieșim din bancul nostru. Mulțumesc. Asta sunt cumva din spusele tale. Mulțumesc. Alte întrebări, atât să fiți chiar de reclamați. Și venim încă o dată, doamne și domnule, haideți să-l aplaudăm pe Mihai Boga, mulțumim!